Transfăgărășanul s-a trezit la viață. Câțiva turiști n-au mai avut răbdare până pe 1 iulie, când se deschide oficial traseul. Au vrut să scape de agitația din oraș. E a 10-a oră, cred, când vin. Dar e un loc care îmi place foarte mult. Aer curat și după stresul cotidian chiar se merită 2-3 zile de relaxare. Oricând e ori frumos, mi-mi place pe orice vreme. Dacă unii au venit doar să admire peisajul, alții au sosit pregătiți pentru sporturile extreme. Câțiva curajoși s-au încumetat să schieze pe cele câteva petice de zăpadă rămase pe vârful muntelui. Pe măsură ce urcăm spre Bâlea Lac, peisajul se schimbă. Din loc în loc întâlnim astfel de petice de zăpadă. Oricum e ceva inedit să vedem zăpadă la mijlocul lunii iunie. Cel mai tare s-a distrat un grup de tineri ambițioși. Sunt hotărâți să urce până în vârful munților Făgăraș. Urcăm la Călțun, o să stăm acolo noaptea asta. O să urcăm și în Al Negoiu, cu fetele mai ales care merg pentru prima oară acolo. Și o să ne disăm. Da, este prima oară. Prima oară pe traseu, prima oară la munte cu cortul, dar este foarte tare. Totul, inclusiv soarele. Oficial, Transfăgărășanul se deschide circulației rutiere la 1 iulie.